Capitolul 19. Mă relaxează și îmi dă încredere în mine însumi, iată de ce mai nocivă aberație privind fumatul. Din contră, fumătorii suferă de o senzație de nesiguranță, iar să nu mai trăiești cu această senzație perpetuă înseamnă, cred eu, sfârșitul sclaviei, cel mai extraordinar beneficiu al lăsatului de fumat. Fumătorilor le pare greu de crezut că tocmai țigara e cauza senzației de nesiguranță care îi cuprinde noaptea târziu pe stradă când constată că pachetul e gol. Nefumătorii nu sunt chinuiți de această senzație. Țigara e cea care o provoacă. Am devenit conștient de multe dintre avantajele lăsatului de fumat luni mai târziu, în urma discuțiilor cu alți fumători, la consultațiile mele. Vreme de 25 de ani, am refuzat examenele medicale. Când mi-am făcut asigurarea pe viață, am insistat să fie fără examen medical și, ca urmare, am plătit rate mai mari. Nu suportam spitalele, medicii sau dentiștii. Nu puteam înfrunta ideea bătrâneții, a pensiei și așa mai departe. N-am făcut nicio legătură între aceste lucruri și obiceiul de a fuma, însă când m-am eliberat, parcă m-aș fi trezit dintr-un coșmar. Acum aștept cu bucurie fiecare zi nouă. Sigur, mi se întâmplă și lucruri rele în viață. Sunt supus neplăcerilor la fel ca toată lumea, dar le înfrunt plin de încredere în mine însumi. Și pentru că sunt mai sănătos, pentru că am mai multă energie și încredere, lucrurile bune din viață sunt și ele mai plăcute.